Mănăstirea Curtea de Argeș a fost construită de Neagoe Basarab în 1512-1517 pe locul vechii mitropolii. Reparată de câteva ori, biserica a fost restaurată între anii 1875-1886 de către arhitectul francez André Lecomte du Noüy. Așa cum se înfățișează în prezent, biserica este alcătuită dintr-un pronau supralăgit, contopit organic cu construcția propriu-zisă, ai cărui 12 stâlpi interiori susțin o turlă pe mijloc și două turnulețe laterale care încununează colțurile vestice ale pronaosului. Aceste turle mici dau impresia prin podoaba lor exterioară, caracterizată de răsucirea porțiunilor de zidărie care stau să cadă unul asupra celuilalt și că se înșurubează în țările cerului. În interior, atrage atenția ca o excepțională realizare sculpturală grupul celor 12 coloane, original ornamentate floral, reprezentând pe cei 12 sfinți apostoli. Aceste coloane dau cu adevărat o impresie de viu și mers aievea. Pictura interioară realizată de zugravul Dobromir a fost terminată în anul 1526, în timpul domniei lui Radu de la Afumați. Așadar, ginerele voievodului Radu de la Afumați, care a domnit între anii 1522-1529, odată urcat pe scaun, a consfințit continuarea decorării așezământului prin pisania din 10 septembrie 1526, care menționează și numele lui Dobromir zugravul. Restul bisericii și altarul, cu abside care îndeplinesc forma de cruce, susțin de asemenea o turlă înaltă, a cărei îmbinare cu restul ansamblului se face prin bolți, rezultând un tot arhitectonic de o zvelțete inegalabilă. Început în 1514, din dorința lui Neagoe Basarab de a crea un monument fără seamăn de frumos, lucrările s-au încheiat 3 ani mai târziu, așa încât la 7 ianuarie 1517 ctitorul putea chiar să vorbească de mănăstirea domniei mele de la Argeș. Ascultând nu numai legenda, ci și unele știri istorice, se pare că din lipsă de bani, cu toată jertfirea podoabelor doamnei sale, dar mai ales din lipsă de zile, sugrăvirea bisericii n-a putut fi isprăvită înainte de trecerea într-o cele veșnice a lui Neagoe Basarab. Mănăstirea Curtea de Argeș este și necropolă regală. Începând cu anul 1914, aici fiind înmormântați regii și reginele României, Carol I și Elisabeta, Ferdinand și Maria, precum și Carol al II-lea, nu însă și regina Elena, care este mormântată la Lausanne, Elveția. De asemenea, în imediata vecinătate a mănăstirii se află un izvor pe care localnicii îl numesc Fântâna lui Manole. Această denumire poartă peste timpuri povestea meșterului legendar care, neputând coborî de pe biserică după terminarea ei, luându-i se scările, și-ar fi făcut aripi din șindrilă și, similar mitului lui Icar, a sărit de pe acoperișul sfântului locaș, la temelia căruia se spune că își zidise propria soție. În locul în care s-ar fi prăbușit, sufletul său s-ar fi preschimbat într-un izvor. Biserica Mănăstirii Argeșului a fost construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, pe vremea regelui Carol I, deodată cu restaurarea mănăstirii. În interiorul decorat cu picturi bizantine, se păstrează în loc de frunte moaștele Sfintei Filoteia, așezată în raclă de argint aurit, acoperită cu o mahramă brodată cu fir de aur și argint.